Crescătorii de oi și capre mai pot depune cererea pentru plata subvențiilor pe cap de animal aferentă acestui an până la 30 aprilie 2013. Solicitanții trebuie să depună cererea aferentă fiecare exploatații cu cod ANSVSA la centrul județean sau local al APIA. Prima pe cap de animal se acordă o singură dată pe an producătorilor agricoli înscriși în evidența agenției cu cod unic de identificare pentru femelele ovine și caprine, identificate conform legislației. Pentru a primi plata pe cap de animal, beneficiarii trebuie să dețină un efectiv în exploatație de minimum 50 de capete femele de ovine, 25 de capete femele de caprine, care au împlinit vârsta de minimum un an până la 31 martie anului în care se face solicitarea primei, iar efectivul pentru care se solicită prima trebuie să fie înscris în Registrul Național al Exploatațiilor la data solicitării primei. Controlul la fața locului se desfășoară în perioada 3 mai-3 august 2013 pentru speciile ovine și caprine, timp în care solicitanții primelor au obligația de a menține în exploatație efectivul de animale pentru care au solicitat prima.